Bun găsit tuturor! Iată-ne în pragul unei noi ediții la emisiunea Oameni. Ei, bun, continuăm șirul interviurilor noastre din prima lună anului 2016 cu gândul că cel de sus va mai da așa drumul la robinetul sau la robinetele cu zăpadă și asta spre bucuria copiilor și spre bucuria invitatei mele de astăzi. Trebuie să vă spun așa câteva lucruri despre ea. Are doar 13 ani, vine de la Ploiești, este elevă la Colegiul Jean Monnet. Mai mult decât atât, cochetează cu muzica datorită faptului că cea care o susține este bunica ei și majoritatea lucrurilor frumoase din viața ei se întâmplă și faptului că omul care o ține, așa să spunem, trează tot timpul și pusă la punct este omul care... De, întotdeauna ar trebui să ne dorim cu toții să avem un bunic sau o bunică pe lângă noi. Delia Popa este invitata mea din prima parte a emisiunii noastre de astăzi. La mulți ani, la mulți prințeso! Ani. Bună ziua și bine v-am găsit! Vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Și să-mi spui că nu mai ai emoții, nu gata. Nu mai am emoții, nu, mi-au trecut. S-au trecut da, emoțiile. Cum ai intrat în noul an? Lasă, îmi spui la final, mulțumesc. Am intrat în noul an alături de cei dragi, pentru că mi-au făcut o foarte mare surpriză. Unchiul meu și mătușa mea au venit din Anglia, special... Au venit cu dulciuri, da, cu ce au venit? Cu dulciuri, cu cadouri? Tot ce se putea au venit. De fapt, care a fost surpriza până la urmă? Că au venit că ei sau că au venit cu, încărcați cu de surpriza toate? Surpriza a fost că i-am văzut pe ei și că am petrecut sărbătorile împreună. Ai mâncat multe sărbători? Ai cântat multe sărbători? Da, da. Am colindat în fiecare seară, dar nu cum sunt copiii din ziua de astăzi pentru a primi ceva. Am cum colindat... se colinde la voi și ce așteptați voi de la cei cărora le bateți la ușă? Păi eu un an nu aștept. Aștept decât să văd zâmbetul de pe fața lor atunci când îi colind și să fie... să fie fericiți că că-l primesc pe Domnul în casele lor. Acum îmi imaginez cum bate la ușa noastră o grămadă de copii și nu numai copii, unii cu voce, alții mai cu puțină voce, însă îmi dau seama că dacă tu mi-ai fi bătut la poartă și te-aș fi ascultat pe tine colindându-mă automat, parcă poate mi-ați fi deschis. Cum să nu-ți deschizi? Trebuie să deschizi colindătorilor, da, ca să-ți meargă bine. Ei bun, am încheiat în 2015, am împlinit vârsta frumoasă de 13 ani, da, anul trecut, parcă atunci când am făcut noi filmările de, da, de Crăciun. Nu-i așa? Pe 6 decembrie. Pe 6 decembrie. Uite, într-o zi destul de, da, de sfântă și de mare. Care este viața unei domnișoare de, hai să spunem, de Ploiești? Da? De Ploiești. Da. Păi, chiar dacă eu cochetez cu muzica, cu actoria, cu dansul, nu mă consider cum, nu știu, nu cred că ar trebui să... Mai presus decât, da, să mă consider mai presus decât ceilalți, da. Care este relația ta cu colegii tăi? Am o relație foarte bună cu colegii mei. Mă înțeleg atunci când eu lipsesc, primesc ajutor din partea lor, comunicăm foarte des la telefon, cum astăzi, prin internet. Și da, am o relație foarte bună și cu ei și cu domnii profesori și vreau să le mulțumesc pentru că mă ajută și mă înțeleg atunci când eu lipsesc. Care este profesorul și materia care îți place cel mai mult? Atenție, muzica. Ce spui că sunt sigură că se uită. Muzica. Muzica? Da. Fetele de vârsta ta au o mare problemă. Vă pot să spun că sunt bonlave după Facebook. Da. Cum stai tu la capitolul ăsta? Stau cam prost la capitolul ăsta, sinceră să fiu. Învăț, îmi fac temele, fac tot ce trebuie, dar în loc să mă odihnesc, prefer să stau să mă... să mă joc, să intru pe Facebook. Și chiar dacă mama mă cam ceartă pentru că aveau capitolul ăsta, încerc să-l reduc Facebook-ul oarecum și încerc să stau câteva zile fără telefon. Ai tăi tău susținut de când ai da, început m-au susținut de când aveam 3 ani și jumătate, că de atunci am început să cânt. Și cred că le-am făcut pe toate, nu exagerez, dar pe toate le-am făcut. Am încercat orice, gimnastică, aerobică, dans popular, dans modern, balet,
canto popular, canto muzică ușoară, deci tot, absolut tot. Cred că doar șah n-am făcut. Deci ți-a rămas ceva să, da. să nu faci. Da, șah. Însă ai putea să pui capac, da, și cu șahul. Da. Cu cine te înțelegi mai bine? Cu mama sau cu bunica? E același lucru la mine. Wow, la mine frumos. E același lucru. Eu nu consider că ea e mama și ea e bunica. Amândouă sunt mamele mele. Eu când strig în casă mami și sunt amândouă, se întorc amândouă. Deci eu nu fac o diferență anume pentru că mama mă susține financiar, moral și bunica mea m-a crescut de când aveam 2 ani. Și nu pot face o diferență. Cu cine ai emoții? Cu mami sau cu bunica? Cu mama. De ce? Pentru că, nu știu, bunica mergând cu mine de fiecare dată, m-am obișnuit cu prezența ei și mama nu prea a venit la filmări, la spectacole, la concursuri, la evenimente și, nu știu, am așa emoții în prezența ei, când trebuie să cânt sau să... Ei, bun, dacă tot veni vorba și mi-ai aruncat așa când trebuie să cânti, eu cred că a venit momentul să te urmărim. Sigur, la emisiunea Oameni cu primul videoclip adus la noi. Așadar, o urmărim pe Delia și ne întoarcem iarăși la discuția cu ea. S-a făcut clipul? Cu cine colaborezi? Că văd că deja a intrat pe ruta asta de viață artistică. Videoclipul a fost făcut de Alexandru Pătrașcu și mulțumesc.
Am făcut două videoclipuri cu el și vreau să specific. Piesele mele sunt făcute cu orchestra Plaiorilor Mioriței de aici din Buzău. Vreau să-i mulțumesc domnului dirijor Sorin Mandache. Sorin Mandache. Da. Uite că n-am știut. Pentru că m-a ajutat și m-a sprijinit cu melodiile și au ieșit superb. Adică sper să le placă și telespectatorilor noștri. Uite, mă bucur. Asta n-am știut-o și un minus pentru faptul că ne-am aflat până acum, dar niciodată acum se știți, spune da. Că, se spune că niciodată nu este prea târziu. Ce vrei să faci anul acesta? Ia să te ascult. Anul acesta mi-am propus să fiu un om mai bun, adică să nu pun toate răutățile la suflet, pentru că în această... Răutățile tale sau ale celorlalți? Ale celorlalți. Ale celorlalți, așa. Știți, adică... dumneavoastră, cum este, invidia roade pe mulți și chestia asta eu pun la suflet, chiar dacă știu că nu e bine, și asta încerc să scot din viața mea, să fiu mai indiferentă. Unu, doi. Da, vreau să-mi continui cariera muzicală și anul acesta încerc să scot un CD pe piață, primul meu CD pe piață. Mi-aș dori să pot să-l scot. Compui tu sau vei apela la profesioniști? Tot așa, am apelat la profesioniști. Vreau să-i mulțumesc bunicii mele pentru că ea îmi compune textele și ea face tot. Ea e coafeză. Apropo, cine are grijă de tine? Bunica. Bunica. Cu părul lung ala Maria Dragomiroiu? Bunica. Tot bunica. Am înțeles. Melodiile mi le compune tot bunica. Bunica are grijă de mine, bunica face tot. Bunica vine cu mine la toate spectacolele, la toate filmările și îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce face pentru mine. Următorul pas pe care ți l-ai propus? Da, mi-am propus că știți, eu sunt clasa 7. La anul o să dau un examen și sper să trec cu brio. Unde vrei să mergi mai departe? Vreau să continui tot la aici, la Liceul Național Jean Monnet, la Colegiul Național Jean Monnet din Plăiești. Ce specificare? Pedagogie. Pedagogie. Da. Mi-am propus să continui un film pe care l-am început, dar deocamdată nu l-am terminat și vreau să-l continui și să apară pe post. Să le reușesc să apară pe post până la sfârșitul anului. Care sunt partenerii din film? Partenerii, deocamdată îi țin surpriză. Ah, este n-o surpriză. Da, nu-i dezvălui momentan. O să vă anunț sigur când o să apară și sper să mă urmăriți. Te-ai gândit la ce facultate vei da până la urmă? Da, jurnalism. Tot jurnalism. Da. Pentru că îmi place această meserie, îmi place să comunic cu oamenii, îmi place să vorbesc deschis despre viețile lor, despre viața mea și nu am probleme în comunicare la capitolul ăsta. Eu mă gândesc că vei face o treabă bună la cât de dezinvoltă ești tu. Ți-am spus, o să te mai schimbi așa pe parcursul da. Anilor și automat vei gândi altfel. Însă eu mi-aș dori foarte mult la cât de libertină ești așa și la cât de vorbăreață. O viață în avocatură chiar ți-ar prinde extraordinar de bine. Da, asta îmi spune toată lumea, dar poate o să le fac pe amândouă. Cum ați spus sau poate să le faci pe toate 10, nu știu, da. Câte vrei tu, pentru că pe lângă toate aceste lucruri se mai adaugă și altele. Viața da. De familie, viața da. Pe care trebuie să ți-o faci alături de prieteni, viața pe care trebuie să o ai în afara casei sau da. A serviciului, prieteniile pe care o să ți le legi și pe care trebuie să ți le întreții destul de serios și de sănătos, că despre vremurile care vin. Uite, faptul că tot se întâmplă acum fel și fel de, hai să spunem, sau sunt zvonuri vis-a-vis de doamnele care migrează așa între două avioane și mai încurcă oarecum strada cu perna și vrei să ajungi om de televiziune și de jurnalist. Ce spui despre povestea care în ultimele, să spunem, zile a bătut așa la ușile fiecărui român și Borcea va avea cel de-al șaptelea copil cu Pelinel. Hai, uite, păi, poftim, un subiect pe care nu, chiar nu m-ați încurcat la capitolul nu ăsta. Nu te-am încurcat. Nu m-ați încurcat, da. După mine, dacă eu aș fi în locul dânsului, știți ce aș face? Ce ai face? Le-aș lăsa pe amândouă și aș lua altă. Le-ai lăsat pe... nu se poate. Ba da. Bun, dar ca jurnalist, cum privești tu lucrurile? Ce-i face din subiectul ăsta? L-ai face mult mai mare sau ai încercat să-l desumfli și încercat să-l diminuezi aduci adevărul? De tot, dispară. Pentru că eu cred că în România sunt adevărate talente care trebuie promovate. Nu toate scandalurile și tot ce se întâmplă în România.
Uite, am plecat de la subiectul acesta ca să ajung practic la subiecte destul de serioase. Dacă ai avea propria ta emisiune de televiziune, la vârsta pe care o ai tu acum, 14 ani deja, ce ai vrea să faci? Aș promova toți copiii din Ploiești și din Prahova și din țară, dacă s-ar putea. Da. Și sunt mulți, să știi, la număr. Foarte mult, nici n-aveți idee. Sunt foarte mulți. Chiar am idee de ce sunt foarte mulți și trebuie ajutați, trebuie promovați, sponsorizați. Ce fel de emisiune ai face? Pentru copii sau pentru oameni mari? Cu cine ți-ar plăcea foarte mult să stai de vorbă? Amândouă, și cu copiii și cu oamenii mari, pentru că să știți că dacă ajungeți să vorbiți cu un copil și cu un adult, aveți să vă dați seama că acel copil este mult mai matur decât pare. Automat, viața ne oferă această posibilitate să ne maturizăm mai repede. Aș face o emisiune cu copii. Emisiune de talente, talent show pentru copii. Ceva de genul acesta. Da. Și de ce nu bați la polțile unei televiziuni să faci asta? Pentru că nu m-am gândit momentan. Aș vrea să fac asta, dar în viitor. Dacă ar fi să stai de vorbă cu un politician, să inviți un politician la emisiunea ta, care ar fi acela? Sincer să fiu, habar n-am. Nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. Dar știi cine e președintele României totuși, da, nu? Da, sigur. Ca jurnalist, ca mic jurnalist. Dar ce l-ai întreba? Vis-a-vis de, uite, de viitorul copiilor. Să spunem că îl chemi ca invitat pe ministrul culturii. L-aș întreba de ce nu încearcă să ajute copiii și să-i sponsorizeze. Pentru că în România, să știți că nu sunt ajutați copiii talentați. Chiar nu sunt ajutați. Sunt și fundațiile care se ocupă. Da, dar sunt foarte mulți și nu rezistă doar o fundație sau două sau trei. Da, nu este bine să ne alegem decât pe copiii care, într-adevăr, promit extraordinar de mult, decât să... Da. Sau noi, de fapt, investim mai mult în... În primul rând, cei care ne bat la ușă. Da, în primul rând, eu aș scoate de pe piață, dacă aș avea televiziunea mea, toate persoanele care nu au auz, care n-au nimic comun cu muzica. Exact. Pentru că în zilele noastre, vedem mai des persoane care nu au nicio legătură cu muzica decât cele care au și care sunt într-adevăr talentate și care merită. Din păcate, se mai întâmplă și asta, automat, ne gândim că este o strategie sau este o strategie din care noi să învățăm și din care să prosperăm mult mai mult. Îți doresc succes! Mulțumesc din suflet și vă mulțumesc pentru invitație. Doresc să-ți faci albumul pe care ți-l dorești, școala să-ți rămână școală, că de întotdeauna, dacă n-ai carte, n-ai parte. Așa se spune. Mesajul înainte de piesa și de invitatul care vine după tine. Păi vreau să fac și eu o dedicație. Te rog, uite, cu fața la cameră, te rog. Piesa care va urma să fie difuzată, vreau să o dedic tuturor românilor plecați în străinătate și rudelor mele plecate, unchiul meu, Ion Iulian, care și-a aniversat ziua onomastică de Sfântul Ion acum și vreau să le urez și eu tuturor celor care și-au aniversat ziua onomastică. Multă, multă sănătate, noroc și împlinirea alături de cei dragi, să vă bucurați! Ei, bun, dragilor, am înțeles, mesajul vine din partea ei și sunt sigură că întotdeauna este bine primit, că de gând bun aduce gând bun. Vă doresc până în publicitate vizionare plăcută la videoclipul adus de colega mea, și spun colega mea de azi înainte, ținând cont că va cocheta și cu televiziunea, cu jurnalismul, cu ceea ce își va dori ea foarte, foarte mult să facă. Facem apoi scurtă pauză de publicitate și ne trezim aici de la sute de kilometri depărtare, tocmai de la Iași, cu Liliana Lungu. Spre mulțumirea noastră că astăzi le împăcăm pe toate, împăcăm nordul cu sudul și vestul cu estul, mai mult decât atât când vine vorba de muzică și de confortul nostru auditiv, automat lucrurile sunt bune. O ascultăm pe invitata noastră și o urmărim, apoi ne întoarcem în casele voastre cu următoarea noastră invitată.
Trei copii a avut, doi băieți și o fetiță, care este a mea măicuță. Cântă ziulica toată și mă învață și pe mine. De-am ajuns să cânt la lume, de-am ajuns să cânt la lume, măi, măi. Și mă învață și pe mine. De-am ajuns să cânt la lume, de-am ajuns să cânt la lume. Și măiculița mea, care prin străin muncea, care prin străin muncea, măi, măi, îi voi mulțumi mereu, că este sprijinul meu, că este sprijinul meu, măi. Dar și măiculița mea, care prin străin muncea,